Dar vă amintiți atunci, pur și simplu au venit sau erau niște liste da. Pe care v-au înscris? Mi-am mințit atunci primul, Antonescu, uh-huh. Hai că vă dau, vă duc acolo la Buc, acolo vă dau vaci cu lapte, vă dau oi, vă dau capre, ne dă pe dracu. Uh-huh. Ne-a băgat în lagări. Da. Ne dădea câte 200 de grame de pâine pe zi neagră, de vorț. Era bună, dar să vin, dar mai mult ca să nu mult de foame acolo. Domnul Papu, da. Da. Cât a durat drumul ăsta de la din România până v-a dus la Bur? Cam cât ați mers? Ne-a dus așa după Paște. Da. Și am ajuns pe una de Vinerea Mare pe septembrie dumneavoastră. În octombrie. În octombrie. Iarna. Iarna. Ne-a prins pe drumuri. Și erau drumuri sau așa? Erau... Era, nu drumul ca acum, drum de pământ, drum de piatră. Și tot timpul era armata era după dumneavoastră? Armata, da, călări, erau călări. Dar erau, ce fel de armată era? Ce uniforme aveau ăștia din armată, militarii care erau? Militari, jandarmi. Ce limbă vorbeau? Tot noastră. Românește? Da, până când am ajuns la Prut. La Prut era de altă limbă. Da, când am ajuns în Pasarabia. A, nu-i capaci, mă, la bun.